Principalele mărfuri importate în luna august au fost cherestate rășinoase și mesteacăn, părți de mobilier de lemn, anvelope noi din cauciuc, placaj din mesteacăn, articole din carton, încălțăminte cu fețe din material plastic, cărămidă ceramică pentru construcții și peleți din material lemnos. Acestea provin din Ucraina, Federația Rusă, Belarus și China. Mărfurile exportate la nivelul județului au fost pentru Elveția, Federația Rusă, Serbia, Turcia, Israel și Liechtenstein. S-au exportat elemente lamelare stratificate, panouri din lemn, traverse din lemn de fac pentru căi ferate și mobilier. Au fost identificate 15 fraude vamale, fiind confiscate țigări și produse de origine animală, cuantumul amenzilor vamale aplicate fiind în valoare de 17.500 de lei.